Hai să toți împreună să lăudăm pe Domnul nostru. Numele Lui e vrednic de preamărit. Numele Lui e vrednic de slăvit. Și cântarea asta zice: numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Hai să toți împreună să cântăm și să lăudăm pe Domnul nostru. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Dar noi venim cu toți la tine.
ce avem îți dăruim. Înainte de a spune orice cuvânt, cred că este frumos și se cade ca cu toții din toată inima să spunem și în această seară, slăvit să fie Domnul. Amin. Mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat cu sănătate, cu putere, ca din nou să fim în casa Domnului și să binecuvântăm numele Domnului, pentru că El ne-a binecuvântat pe noi mai întâi. De aceea, rezultatul binecuvântării Lui s-a răsfirat asupra vieții noastre și în această seară, ca să putem fi din nou în casa Domnului. Putem rosti împreună cu psalmistul din psalmul 46, unde fiii lui Core spuneau: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Slăvit să fie Domnul! De aceea nu ne temem, spuneau fiii lui Core, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Nu ne temem! Pentru că Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Slăvit să fie Domnul! Poate că dacă am dat voie să spuneți fiecare dintre dumneavoastră și să spunem cu toții de câte ori l-am văzut pe Domnul care s-a demonstrat a fi un ajutor în timp de nevoie.
Ar trebui să stăm foarte mult timp aici. Ar trebui să stăm poate până dimineață și poate ar mai veni frații auzind ce se mărturisește și fiecare ar avea de spus. Eu pot să spun din toată inima și să mulțumesc Domnului, chiar dacă de multe ori nu mi-a răspuns cum am vrut eu, chiar dacă de multe ori mi s-a părut că nu-mi răspunde, El a fost acolo. El a fost acolo, fraților. Cei trei tineri nu s-au gândit niciodată, nu s-au gândit poate în ultimele momente când erau în fața cuptorului, cei trei tineri în Babilon, Șadrac, Meșac și Abednego. Nu s-au gândit niciodată și poate că se gândeau la o altă izbăvire, dar nu s-au gândit, poate nici prin minte nu le-a trecut, că izbăvirea lor va fi tocmai acolo unde trebuiau să se facă cenușă. Și cuptorul care trebuia să fie nimicirea lor, cuptorul unde trebuia să fie doar ca niște câlți aruncați acolo, încât cei care i-au aruncat pe ei în cuptor, spune Biblia, că au fost omorâți. Și foarte interesant că ei intră în cuptor, în căldura aceea, încălzit de 7 ori. Și nu s-au așteptat, nici nu a trecut prin minte că cuptorul unde trebuia să fie făcut cenușă era de fapt locul izbăvirii. Slăvit să fie Domnul! De multe ori nu l-am înțeles pe Domnul lucrând, dar El era acolo. Nu l-au înțeles pe Domnul cum va stinge focul, dar El a stins focul. Nu-L înțelegem pe Domnul cum vindecă cancerul, dar El vindecă cancerul și astăzi. Lăudat să fie Domnul! Nu-L înțelegem pe Domnul cum poate El să ierte întreagă lumea, dar El a iertat întreagă lumea încât ne-a iertat și pe noi. Slăvit să fie Domnul! Nu este om prea păcătos pentru care să nu fi plătit la cruce sângele scump al lui Iisus. N-ai făcut prea multe păcate încât sângele Domnului să nu le poată spăla. O, slăvit să fie Domnul! Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea, nu ne temem. Să stăm liniștiți în vremuri de criză, în vremuri de strâmtoare, în vremuri de război, noi stăm liniștiți pentru că noi avem un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Acesta nu este Obama, nu este nici Putin, nu este nici Băsescu, nu este nici altcineva. Este numele Domnului care este un turn de scăpare. Să fugim în El și ne vom simți și vom fi la adăpost. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Haideți să rostim frumosul verset. Nu știu dacă se poate pune versetele din Evrei 10:24 și 25 pe cele trei scrinuri. Dacă nu, am să le citesc ca dimineață doar eu și apoi prin fratele Mitică Zan o să ne rugăm Domnului cerând îndurarea Domnului peste slujba din această seară. Frate Mitică, vă rog să faceți un semn cu mâna să vă vadă tinerii care o să vă aducă un microfon. Și fratele Mitică Zan, după ce rostim aceste frumoase versete din Evrei, ne avem obiceiul să rostim la fiecare început de slujbă cu toată biserica un verset sau două din Sfânta Scriptură, dar dacă nu se afișează pe screen-uri ca să poată fi văzute și citite aceste versete, am să le citesc eu, așa frumos, cu voce tare și după aceea, prin fratele Mitică, ne rugăm Domnului pentru slujba din această seară. Amin! Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin! Prin fratele Mitică ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, suntem aici, ridicați cu toții, spre a te onora și a slăvi numele Tău. Amin. Vrem, o Doamne, să înălțăm numele Tău în această seară, în mijlocul nostru, pentru că numele Tău este cel mai minunat nume în care ne încredem, pe a cărui putere ne vizuim, pe a cărui dragoste se clădește viața noastră. Amin. Te laudă sufletul nostru, Doamne. Amin. Slăvim numele Tău și Te glorificăm în această seară. Aleluia. Că în dragostea Ta ne-ai binecuvântat și suntem aici, în prezența Ta, sub cercetarea Duhului Tău cel Sfânt, sub cercetarea Cuvântului Tău care este viu și lucrător. Amin. De aceea Îți mulțumim și Te slăvim. O, Doamne, Te rugăm ca și în această seară să ne binecuvintezi, să lași Duhul Tău să vorbească inimilor noastre, să lași Duhul Tău să
ne însoțească la rugăciune, să lași Duhul Tău să ne cerceteze viețile și să ne întărească în credința și nădejdea care le-am pus în inima și în sufletul nostru, pentru numele Tău cel minunat. Îți mulțumim, te lăudăm și te glorificăm pe Tine. Te rugăm să binecuvintezi cuvântul Tău, să binecuvintezi vestitorii Evangheliei Tale, să binecuvintezi Biserica Philadelphia. Amin. Și Tu, o Domnul nostru, să fii acela care să te îndreți spre fiecare, să ridici, să mângâi, să întărești, amin, să dai putere, pentru că avem nevoie de putere din puterea Ta, amin, de dragoste din dragostea Ta și de harul Tău cel minunat. Binecuvintează, te rugăm, seara aceasta în viața noastră, și inima și sufletul nostru te vor slăvi și vor lăuda numele Tău, Tată Iisuse și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Mai departe, spre slava Domnului, care merită toată slava, cinstea și onoarea, de aceea suntem aici în mijlocul nostru, este Domnul Iisus Hristos și El este gata să ne binecuvânteze în continuare. Amin. Și să facă Domnul acesta prin Duhul Său cel Sfânt, ca noi să fim una și acolo unde suntem să ne rugăm pentru cei ce fac o slujbă, cu adevărat Domnul să se atingă de noi și în seara aceasta, chiar dacă suntem cât suntem, Domnul ține promisiunea că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui în adevăr, El este prezent. Și le este aici. De unde știi că Domnul poate acolo unde este să te cerceteze, să te binecuvinteze, să se atingă de tine, să-ți vindece și să-ți ușurează problemele, El poate totul să o facă, că El este prezent aici, lăudat să fie numele Domnului. Să în continuare spre slava Domnului ne închinăm prin poezia pe care fratele Cristea dorește ca prin această poezie să înalțe numele Domnului și Domnul să-L binecuvinteze. Amin. Apoi după fratele Cristea, grupul de laudă se pregătește să laude pe Domnul și toate acestea să fie spre slauda Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Încleștate în vertebre colosalele clădiri, cu minuțiuni celebre Roma vechei amintiri, metropolă de sculptură și de artă fantezistă a străvechilor cultură mozeistă, cu expresii, cu exemple, cu figurile de lei, cu mulțimile de temple după numărul de zei, cu artere, cu arteze, cu înaltele coline, cu frumoasele faleze după formele latine, cu sinistrele preludii din coloasele teatrale și cu sălile de studii a formelor imperiale, cu grădinile aromate de smochin și de migdali, cu livezile bogate de lămâi și portocali, cu rozete florentine aranjate pe balcoane, după modele latine a luxantelor saloane, cu mulțimea lor cea mare, ligienii din pretoriu, cu tribuni în sărbătoare după vechiul oratoriu, cu spectacole în arene date de gladiatori, mitul vechilor sirene cu superbii luptători, cu întreaga capetumă a filozofilor antici, cu declame pe tribună de declamatori romantici, cu ostaticii de vază și sutași peste legiune, ce stăteau pe străzi de pază, gata pentru acțiune. Roma. Roma, leagănul mândriei al Imperiului sclavagist, citadela bogăției a neamului latinist. Roma, vulturul cel tare, cu aripile întinse peste munți și peste mare, la popoarele învinse. Roma, mândră și stăpână, ce sclipește în amuri și în zori, cu mulțimea ei păgână de bogași și cerșători. Roma era o grădină, dar sălbatică din fire, de Hristos, de-a lui iubire, ei nu știau de mântuire. În cătușele inferne ei cădeau fără de ajutor, în a lor temple eterne ei n-aveau mântuitor. Însă de la depărtare se zăresc corăbierii, o corabie pe mare cu secretele salvării, o corabie pe mare vine din Alexandria, dar vântul ca niciodată și-a deslănțuit mânia, parcă zeii din unghiere și din temple au ieșit,
să se lupte cu putere văzându-se la sfârșit. Parcă Neptun în mânie adună toată furtuna, văzându-și în primejdie și altarul și cununa. S-au înspăimântat cârmacii de mările agitate, tremurau cu toți săracii în momente disperate. Zi și noapte prin furtună vânt amestecat cu nori, călătorii împreună vedeau moartea în fața lor. Nici o stea, nici o lucire pe a nopților ferestre, numai norii prin ciocnire formau gigantice creste. Pretutinde numai groază pe al mării întreg întins, nu se vede nicio rază, soarele părea că-i stins. O stranie melodie răsună în largul zării, sunete de primejdie făceau valurile mării. Nori îmbinați în ceață treceau valuri rând pe rând, nu vedeai nimic în față, numai valuri spumegând. În corabie soldații cu trimisul mântuirii stau cu toți ca disperați puși în sorțul nimicirii. Însă orice ar fi să fie, taina trebuie deslegată, a mântuirii solie la Roma e așteptată, fiindcă Duhul de credință cere ajutor, lumină, o deplină cunoștință de mântuirea divină. Hristos e cunoscut în parte de popoarele latine, viitorul fără moarte al bisericii creștine, harul mare, îndurarea, grațierea omenirii care-și are deslegarea în puterea mântuirii. Trebuie să se vestească adevărul salvator, toată lumea să-L cunoască pe Hristos Mântuitor, și orice mitologie să dispară și să cadă, a vrăjilor magie oamenii să n-o mai creadă. Cei din templele rebele să fie eliberați, de idol, de duhuri rele, toți să fie deslegați. Orbii să vadă lucirea, șchiopii să sară voioși, muții graiul și vorbirea, toți să fie credincioși. Orice fel de apăsare, orice fel de legătură, să-și primească deslegarea și salvarea prin Scriptură. O deplină libertate din sclavie, din păcat, prin divina bunătate, prin Hristos crucificat. O deplină pregătire pentru Sfânta Împărăție, pentru a doua revenire, pentru marea veșnicie, pentru viața viitoare, pentru raiul cel promis, pentru marea sărbătoare din cerescul paradis. Dar lui Zeus nu-i convine, nici mare lui Jupiter, adorațiilor păgâne, zeii cei pretinși din cer, zeii marilor coline cer într-una răzbunare, căci Hristos îi biruise la Golgota prin răbdare. Spiritele amăgirii ce înșală pe muritori, prin idolatria firii cu pretinșii zei din nori, cum să-și piardă închinătorii de la Roma din pritoare, cum să-și piardă închinătorii de la Roma din pritoare, cum să-și piardă ce slujeau al lor altare. Dar lui Zeus nu-i convine, nici mare lui Jupiter, adorațiilor păgâne, zei cei pretinși din cer, zei marilor coline cer într-una răzbunare, căci Hristos se biruise la Golgota prin răbdare. Spiritele amăgirii ce înșală pe muritori, prin idolatria firii cu pretinșii zei din nori, cum să-și piardă închinătorii de la Roma din pritoare, cum să-și piardă sângele pe al lor altare, cum să-și piardă bucuria sângelui vărsat pe praguri, că-și perdură veșnicia, să-și piardă și ultimii faguri. Israelul nu le ajunge, cum și Roma să le-o dăm? Unde vom găsi noi sânge ca la Roma să vărsăm? Unde vom găsi mândrie și înălțime ca în palate, o deplină bucurie la spectacole date? Tremura orice stihie din unghierele sculptate, templele sunt primejdie ca să fie dărâmate, și cezarul se învârtește, somnul-i pare tulburat, cineva parcă îndrăznește să-l mustre și pe împărat. Cineva în lanț d'aramă, un bărbat foarte îndrăzneț, el vorbea fără de teamă împăratului măreț. Și pe când vorbea el, zeii își luară cu toții zborul, iar în urma lui iudeii adunase tot poporul. El vorbea de o nouă veste și de un singur Dumnezeu, care a fost și care este și care va fi mereu.
stăpân nu numai peste mare, stăpân chiar și peste cer, cel ce-a atins întreaga zare, chiar și steaua Jupiter, singurul ce-n veci trăiește cu lumini înconjurat, pretutindene-l domnește ca stăpân și împărat. El e cel ce ține sorții și destinele vieții, prin el vor învia morții pentru ziua judecății. El e cel ce hotărăște a cezarelor domnie și tot el destituiește pe cei ce-s plini de mândrie. El la el pe toți ne cheamă să ne întoarcem prin Hristos. Pavel din lanțuri de aramă predica foarte frumos, arătând cum o să cadă a imperiului domnie, idolii cum o să ardă întreaga mitologie. Dar cezarul nu înțelese ecoul purtat de vânt, taina ființelor alese dintre neamuri pe pământ. Nu-i putea cuprinde firea, nici nu-ți găsea explicații ce va fi cu omenirea ce-și primi atâtea grații. Trece o zi, trecură două, vântul suflă tot mai rece, au trecut mai mult de nouă, au trecut 14, valurile tot mai tare apar una după alta, iar corabia pe mare s-a apropiat de Malta. Pavel, ce legat în lanțuri, condamnat ca un rebel, și el e fără de speranță ca și cei lanți la fel, văzând umbra cum coboară și corabia se înclină, aștepta și el să moară condamnat fără de vină. El trăia momente grele cu soldații împreună, cerul era fără soare, fără stele, fără lună. Printre nori de sus din stele, Pavel privi cu mirare o lucire cu putere coborând direct pe mare, o ființă străvezie, un înger strălucitor, coborând în veșnicie să le fie de ajutor. El stătea mai sus de valuri și mergea pe lângă vas, către țărmuri, către maluri, cu corabia la pas. Dumnezeu este cu tine, Pavele, frică să n-ai, pe a cezarului Coline tu va trebui să stai, să vorbești la mic, la mare, de Iisus, de mântuire, să cunoască fiecare adevărul din iubire, să se întoarcă de sub norul nopților întunecoase la Hristos, luminătorul cerurilor luminoase. Iată, și corăbierii niciun rău nu vor păți, ei prin valurile mării până la țărm te-or însoți. Doar corabia ea doară se va sfărâma în mare, restul nimeni n-o să moară, totul este o încercare. Și cum îngerul vorbește, ceața se topește în larguri, iar apostolul privește pânzele de pe catarguri. Fraților, luă cuvântul Pavel plin de bărbăție, și deodată parcă vântul încetă a lui mânie. Sus catargurile toate, nu vă temeți de furtună, căci un înger astă noapte mi-a adus o veste bună. Dumnezeul meu cel mare ne-a venit în ajutor, la el găsește scăpare fiecare muritor. Îndrăzniți, aveți viață, îndoiala să dispară, alungați-a morții ceață, că niciunul n-o să moară. Și pe când vorbea el zorii tot mai mult și tot mai tare, strălucea în largul mării, liniștea domnea pe mare, se zări și aurora soarelui scânteitor, că sosi în sfârșit ora, portul e în fața lor. După grea peripeție, după luni de încercare, iată-i plin de bucurie, au ajuns pe țărm la mare. Pavel, fără îndoială, fără să se mai oprească, și-a închiriat o sală și a început ca să vestească. Iar sămânța semănată repede a răsărit, scânteia adevărată la Roma s-a răspândit. Din scânteia neînsemnată, Roma e pusă în mișcare. Focul s-a aprins deodată, tot mai tare, tot mai tare. Pe înaltele terase, cât și în micile unghiere, auzeai vorbind prin casă de Hristos și de înviere. Iar a tempelor serbare devenise tot mai rară, căci creștinii fiecare au scos idolii afară. De pe înaltele coline s-au dimnuri noi în vale, căci mulțimile creștine merg cântând pe o nouă cale. S-a înspăimântat cezarul, Nero e plin de mânie, căci în templu sau altarul e lipsit de bucurie, căci tribunii, căci și sclavii se întorc la mântuire. Pavel vindecă bolnavii prin aharul lui tărie, și străjerii din palate pe ascunse vin să vadă semnele adevărate și începură mult să creadă.
tot mai mult și tot mai tare focul sfânt se răspândește, spiritul de răzbunare plin de ură se trezește. Să nu-i mai lăsăm să crească, că își vor răsturna imperiul. A încercat ca să-i oprească atât Nero cât și Tiberiu. Prin pedepse îngrozitoare încercau ca să-i oprească, aruncați de vii la fiare ce lansă se îngrozească. În zadar arde cuptorul, căci Iisus cu a lui iubire le-a prins în pieptul dorul setea de neprihănire. Ei în fața morții cântă, pentru ei moartea-i câștig. Ei privesc patria sfântă peste țărmuri, peste dig. Ei privesc țara iubirii dincolo de-a morții ceață, unde vor domni martirii sus la pomul de viață. Fiecare strop de sânge ridica un altul iară, că din cios care va învinge altă înfometată fiară. Iar cei ce stăteau în lanțuri și în celuri de condamnare dădeau altora speranță și exemplu de urmare. Credincioasele fecioare, la fel cât și cavalerii, cu priviri scânteitoare pe arenele încercării, în grozava chinuire ochilor priveau în sus și strigau plin de iubire: glorie ție, o Iisus! Roma își răzbună zeii, dar degeaba, în zadar, căci cu cât se mulțesc leii, cu atât este mai mult har. Nu sunt săbii să-l oprească pe creștinul credincios, nu sunt lei să-l îngrozească pe urmașul lui Hristos, nu sunt lei și nu sunt fiare, nu e în lume chinuire, nu e în lume așa încercare ca să stingă lui iubire, nu-i nici apa, nici cuptorul și nici leu învrăjbit, căci Hristos Mântuitorul pe toate le-a biruit. În zadar strigau cezarii, o sândire, răzbunare, căci biserica creștină a ieșit biruitoare. Aia-i temelie tare, sunt apostolii martiri, ea-i clădirea cea mai mare dintre marile clădiri. Ea se înalță sus în sferă ca cea mai solidă rocă, despărțind a noastră eră de-a păgânilor epocă. Doamne, Doamne, cum să-ți mulțumim de-al Tău har și a Ta iubire, că în sublima jertfă sfântă a să naște omenire, să scântăm și să fim martori în fapte, în mărturisire, să ne jertfim întru totul în planul de mântuire. Iar la trâmbița Ta mare, când cerul va răsuna, noi toți din adunare, noi să fim mireasa Ta. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin, amin. Iisus zice că noi trebuie să iubim cuvântul Domnului. Și așa cum dorește un cerb izvor de apă, așa să-L dorim pe Dumnezeu în rugăciunea noastră, în viața noastră. Și vreau ca toți împreună să cântăm o cântare cunoscută, știm cu toți împreună: cum dorește un cerb izvor de apă, așa Eu Te doresc. Tu ești singura mea dorință, să Te laud, Eu tânjesc. Cum dorește un cer, izvor de apă, așa Eu Te să
Lăudați să fie Domnul! Amin. Frați și surori, eu cred, să nu ne uităm că suntem așa cum suntem, Domnul este prezent aici. Și cântarea aceasta, cred că este un motiv bun pentru mine și pentru noi, la rugăciunea care urmează. Dacă ai venit cu adevărat în locul acesta, să te întâlnești cu Iisus Hristos, Mântuitorul tău personal, care te-a mântuit, care te-a salvat, care a fost de partea ta, în rugăciunile, în dorințele tale, în plânsul tău, în necazul și în strâmtorarea ta, El este aici. Amin. Dacă însetezi cu adevărat și însetezi cu adevărat, Domnul este gata să-ți umple inima de pace și de bucurie. Mărit să fie numele Domnului. Să ne rugăm din toată inima, să strigăm că Duhul Sfânt este aici. Amin. Și este gata să se atingă de inima mea și de inima fiecăruia. Mărit să fie numele Domnului. Pe Domnul nu le împiedică mulțimea, nici puținul. Domnul este gata să facă lucrul acesta în dreptul meu și în dreptul tău, ca să fii plin de bucurie, plin de pace. Ai un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care aude, un Dumnezeu care a lucrat și lucrează pentru tine și pentru mine. Crezi lucrul acesta? Amin. Și poți să spui din toată inima, lăudați să fie Domnul. Amin. Problema ta, necazul tău, care l-ai în inimă și nu știe nimeni, nu a Domnul, El este gata să rezolve aici. De ce să las săptămâna viitoare? Astăzi este ziua ta și a mea. Mâine nu este. Este o binecuvântare dacă Dumnezeu ți-o dă. Lăudați să fie numele Domnului. Și El o face în dreptul fiecăruia. Că El vrea să ne mântuiască, vrea să ne salveze sufletele noastre. Și este timpul tău, și este timpul meu, este șansa ta și șansa mea în seara aceasta. Să te rogi de toată inima, să strigi către Dumnezeu care este gata să-ți ascultă rugăciunea și să lucreze. Mărit să fie numele Domnului. Ce minunat vorbește Domnul Iisus Hristos și întărește ceea ce frații noștri au cântat-o în Ioan 7:37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, frați și surori. Și în seara aceasta, prin cuvântul Domnului, El este aici și strigă către mine și tine să nu mai stai ca un pipirig, să nu mai porți povara și boala, ci să-L chem pe El să se atingă de tine și să-ți rezolvă problemele. Mărit să fie numele Domnului. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine din inima lui, va cugeru de apă vie, cum zice Scriptura, mărit să fie numele Domnului. Dacă crezi lucrul acesta, Duhul Sfânt în tine nu te va lăsa să vorbosești niște cuvinte numai să scapi de rugăciunea aceasta, nu. Duhul Sfânt este acela care îți dă impulsul să strigi din toată inima, Doamne, aici sunt, Doamne, ajută-mă, strigă ca Bartimeu, el n-a văzut, dar Tu vezi și eu văd și Domnul ne-a dat ochi ca să vedem prin ochii credinței. El este aici, ferice de tine și de mine, dacă crezi lucrul acesta, pentru că El este aici și este gata să te tinge mâna, slăvit să fie numele Domnului. Este nevoie de unitate, frați și surori, pentru că avem aici o listă întreagă, avem aici niște nume și lucrul acesta trebuie să pune pe noi pe gândul ca să ne rugăm înaintea Domnului. Singurul care poate să rezolvă este Hristos Domnul, care a purtat pe Golgota toate boalele, toate suferințele, toate neputințele și prin sângele Lui și prin rănile Lui, aceștia, frați și surori, poate să primească vindecarea. Și tu și eu accentuez încă o dată, crede din toată inima că Domnul este aici. Și Dumnezeu să te mângâie, și Dumnezeu să te întărească și să cerceteze Duhul Său cel Sfânt. Cu adevărat să zici când pleci de aici, am simțit prezența Domnului, L-am simțit pe Hristos aici, s-a atins de mine și gura ta să nu tacă. Domnul vrea să-L mărturisim lucrările Lui, ca cei de jurul nostru să vadă, să creadă și să spună încrederea și nădejdea că avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care lucrează și a lucrat pentru tine și pentru mine. Crede că Domnul care a lucrat până aici, poate și în seara aceasta. Poate? Ar fi bine ca poporul Domnului să zică, amin, Doamne, lucrează. Auziți ce zice
David, în Psalmul 34, este vorba de unitate, frați și surori. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude. Crezi asta? Poți să spui amin? Yes, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă. Dacă ai inima înfrântă, El este aici și este aproape de tine, mărit să fie Domnul. Și mântuiește pe cel cu Duhul zdrobit, mărit să fie Domnul. Și mai zice ceva. De multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea, lăudat să fie numele Domnului. Iată că este aici, promisiunea este aici, că Duhul lui Dumnezeu l-a însoțit pe David să vorbească aceste cuvinte. Și este un motiv bun pentru mine și pentru tine care ești acolo și ascultat îndemnul acesta, Duhul Sfânt să se cerceteze, slăvit să fie numele Domnului. Ne rugăm, frați și surori, surori, eu am să citesc numele înaintea Domnului și Domnul să se îndure și să se oprească în dreptul fiecăruia. El are un plan cu fiecare de aici, frați și surori. Nu la voia întâmplării vine suferința și necazul. Domnul are un scop cu ei, are un scop cu mine și cu tine. Pentru că ai mărturisit de atâtea ori, te voi binecuvânta, Doamne, în orice vreme și în orice prejurare. Iată că a venit vremea să fii la cost, la încercare. Poți să-L auzi pe Domnul? Poți să zici mulțumesc, Doamne, că mă treci pe aici? Pentru că Dumnezeu vrea să ne facă aur curat, că nimic spurcat și necurat nu va intra acolo, frați și surori. Am venit, sorry. Dacă e vorba de așa ceva, și în dreptul meu și în dreptul fiecăruia. Adu-ți aminte când ai venit prima dată la credință, Domnul te-a spălat, te-a curățit, ți-a dat haina neprihănirii. Dacă ai mânjit-o și ai mânjit-o, este o șansă în seara aceasta ca în sângele mielului să fie spălat și curățit păcatele mele și păcatele fiecăruia, pentru că ne este biruința și puterea, mărit să fie Domnul. Ne rugăm pentru sora Rodica Hancerii, Esterea Matei, Sami Toader, Nicolae Gărniață, Ilie Pop, Lidia Pop, Iosif Turcin, Violeta din Arizona, Lia Ghiță din North Carolina, Florin Negru din Texas, Adrian Popa, Nicolae Țilea, Costică din Pennsylvania. Ne rugăm pentru un băiat de 12 ani care este aici, nu uite cu numele. Domnul cunoaște și am zis de atâtea ori, Dumnezeul nostru cunoaște lucrurile ascunse ai inimii și a ființei noastre și dorința ta care este nascuns, El o știe. Și Domnul poate în seara aceasta să-ți vorbească, să te lumineze mintea și inima ca să înțelegi planul și voia lui Dumnezeu. Ne rugăm și pentru fratele Meto Stoica, Dumnezeu să se îndure de el, frați și surori. Domnul Dumnezeu să aibă în vedere numele acestea și Domnul Dumnezeu să se îndure de noi, de fiecare. Ne ridicăm în picioare, frați și surori, fiecare care dorește ca Domnul să se atingă și să se îndrepte și să se oprească în dreptul Lui, să ridicăm o mână în sus. Singurul care poate rezolva dorința mea și problemele este Hristos Domnul. El este, are toate puterea în cer și pe pământ. În sângele și rănele Lui este puterea și autoritatea vindecării lui Hristos, mărit să fie Domnul. Amin. Domnul care vă cunoaște taina inimii și celor ce n-au ridicat mâna, Domnul este aici și este gata. Domnul să se dure de fiecare și, frați și surori, este bine să ne rugăm ca pentru noi. Cum vrei, frate, roagă-te mai timp pentru tine, dar nu uita de lista aceasta. Dacă vrei pentru lista aceasta, pune-te și pe tine, că Dumnezeu este acela care ascultă. El îți pleacă urechea spre rugăciunea ta și a mea acum, frați și surori. Domnul să ne binecuvânteze, ne rugăm. Tatăl nostru din ceruri, te slăvim, te binecuvântăm pentru harul acesta, care noi îl avem în numele Fiului Tău cel minunat și măreț, care L-ai dat pe calvar pentru mântuirea și salvarea noastră. Doamne, binecuvântăm numele și prezența Ta, că Tu ești aici și ești gata să Te atingi de frații mei și de surorile mele, care sunt pe lista aceasta. De atâtea vreme strigăm, dar știm
că Tu iei aminte la toate rugăciunile care au fost, Doamne, strigate la tronul milei Tale. Proslăvește-ți numele Tău ca să se cunoască puterea Ta, să se cunoască slava Ta, să se cunoască autoritatea puterii Tale, că Tu ești Dumnezeu cel viu și adevărat, care faci minuni în mijlocul poporului Tău. Slăviască-se numele Tău! Doamne, mă rog pentru frații mei și surorile mele care au ridicat mâna înaintea Ta. Doamne, Tu care cunoști cauza, dorința inimilor, Tu cercetezi lucrurile ascunse și toate sunt descoperite înaintea ochilor Tăi. Atinge-te, te rog frumos, lucrează în dreptul fiecăruia, mărit să fie numele Tău, Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de ei, Doamne, mărească-se numele Tău, dă putere poporului Tău, mărește credința poporului Tău. Aleluia! Aleluia! Libertona ragando, ruide și melegan, numele Tău să fie înălțat! Aleluia! Mărește-te, Doamne! Prezdiber Salagan, Tu ești prezent! Tu ești aici! Aleluia! Nu lăsa ca poporul Tău să plece dinaintea Ta cu povara venită, Doamne! Cu boala, vindecă-i, Doamne, lucrează, Doamne, lasă din rănile Tale puterea vindecării pentru cei bolnavi, pentru problemele. Aleluia! Toarnă, Doamne, unde lemnul Tău, toarnă, Doamne, ungerea Ta peste poporul Tău care este înaintea Ta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Măriește-ți numele Tău! Binecuvintează, Doamne, pe fratele nostru care va vorbi despre Tine! Dă-i putere! Dă-i ungere de sus! Aleluia! Ai milă și de Emil, și de Rodica, și de Gabriela, și de Cristi, și de Estera, și de Rebecca, și de Alison, și de Ovidiu, și de sora mea Emilia, și soția mea, binecuvântat să fie numele Tău! Aleluia! Ia, Doamne, toate problemele în mâna Ta, că Tu ești rezolvarea fiecăruia, Doamne! Numele Tău să fie înălțat! Aleluia! Poporul Tău stă înaintea Ta și așteaptă atingerea, mila și îndurarea Ta. O, Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim, le încredințăm în mâna Ta, îți mulțumim de Duhul Sfânt, îți mulțumim că ai luat aminte, îți mulțumim că Tu ne binecuvintezi în continuare prin cuvântul Evangheliei și al laudă și închinare, lăudat să fie numele Tău și ne-am rugat în numele Fiului Tău iubit Iisus. Amin. Să ocupăm lui frați și surori, Domnul să binecuvânteze grupul de laudă în continuare, spre slava Domnului. Amin. Nu existam și nici n-aveam suflare. Din cer încă de atunci mă vegheai. Că nici chip nu aveam și nici prozi sub soare. În cartea vieții numele îmi scria. Hai cu toți împreună să cântăm. Sub soare, în cartea vieții.
Amin, slavă Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Te laud, te laud, te laud că ai iubit sufletul meu. Ești drept, ești bun, ești sfânt, ești mare. Te laud, căci numai Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Frați și surori, mulțumim Domnului că El este prezent aici. Iar dacă este convenție la Portland, Convenția Pentecostală, și poate că unii au plecat acolo, este sărbătoare și unii și-au luat liber, poate sunt plecați și suntem mai puțini. Bineînțeles, și de lucrurile acestea, după luni și un an de muncă, sau nu-i nicio problemă dacă s-au dus frații să stea undeva, Domnul să fie cu ei, să-i păzească de accidente și să ajungă din nou cu bine acasă. Pentru noi, vreau să vă spun că pentru noi e mai bine că suntem în casa Domnului. Slăvit să fie Domnul! Și El este prezent aici, să știți, El este prezent aici. L-a simțit pe Domnul prezent aici? Chiar dacă nu-i fanfara, nu cântă în seara aceasta, chiar dacă nu cântă corul, Domnul este aici. Pentru că Domnul nu depinde de muzica noastră, Domnul nu depinde nici de noi, noi toți depindem de El. Și El se duce acolo, știți unde îi place Domnului? El când a anunțat biserica unde merge El, n-a spus adunați tot orașul să fie milioane acolo ca să am la cine să vin. Nu, ci acolo unde se adună doi sau trei și pun peste adunarea lor numele meu, Domnul a spus, eu sunt acolo. Slăvit să fie Domnul! Cât suntem noi aici, bisericile din România, înainte, ca să venim aici, înainte pe vremea lui Ceaușescu, o asemenea mulțime de oameni, erau biserici mari. Noi suntem, arătăm puțin că biserica e mare, dar noi suntem suficienți și să nu fim numai doi sau trei, să fie numai unul. Și dacă e Dumnezeu acolo, mi-a plăcut de Martin Luther când a fost chemat să dea socoteală pentru credință, să meargă să se întâlnească cu marii preoți și cu papa din timpul lui. I-au spus prietenii lui, nu te duce Luther că te omoară. A omorât pe alți călugări înaintea ta și pe tine o să te omoare. Și el a spus acolo, îi spuneau prietenii lui, dar nu veniți și voi cu mine? I-a întrebat el, nu venim că ne temem, tu rămâi singur. Și el a spus, dacă mă duc acolo și Domnul este cu mine, eu și Domnul suntem majoritatea. Slăvit să fie Domnul! Pentru că dacă Dumnezeu este cu noi, spunea Pavel, cine poate să fie împotriva noastră? Pentru că El oprește valul, oprește focul, El vindecă bolile, El trece peste munți, El își face drum prin pustie, face pustia să înflorească și face câmpia să se usuce. Pentru că ăsta e Dumnezeul nostru. Te laud, te laud că ești un Dumnezeu mare, am cântat. Slăvit să fie numele Domnului! Și dintre tot ce era pe pământul acesta, El a iubit sufletul meu și a iubit sufletul dumitale. Și spunea psalmistul, Doamne, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Așa se vedea de disperat într-o situație a vieții lui. Vreau să vă spun că dacă nu pasă nici copiilor de dumitale, dacă poate că mai te simți deja în plus prin casă, vreau să spun în această seară că este cineva care îi pasă de tine și îi pasă de tine până când ai să închizi ochii și atunci îi mai pasă încă o dată că te ia și te duce în slavă cu El. Slăvit să fie Domnul! Curaj, biserica Domnului! Ne avem un Dumnezeu mare! Avem un Dumnezeu mare, lăudat să fie numele Lui! Vreau să aducem înaintea Domnului câteva anunțuri și aș vrea să începem cu o cauză de mulțumire. M-am bucurat când am intrat aici la biserică, să intrăm în sanctuar, chiar la ușă am deschis ușa, sau mai bine zis, fratele Eugen Roman a deschis ușa și am dat ochii în ochi cu el. Și știam că a fost operat săptămâna trecută și îl văd în biserică lângă soția dumnealui. Slăvit să fie Domnul, a trecut printr-o operație, este în casa Domnului, e mare îndurare și mare binecuvântare și Domnul să se atingă de fratele Eugen Roman în continuare și să-i dăruiască o însănătoșire de plină. Doctorii au tăiat și Domnul să vindece, amin. Doctorii au tăiat și Domnul să vindece, vreau un amin mai tare. Amin, așa să fie. Salutăm în mijlocul nostru în această seară, probabil pentru prima dată, la noi în biserică, fratele Daniel Pop vine din Australia, din Melbourne, Domnul să îl binecuvinteze. Frate Daniel, dacă vă rog să vă ridicați în picioare, Domnul să vă binecuvinteze. Am înțeles că are și un salut pentru biserica noastră, îl lăsăm să-l aducă și apoi o să continuăm
celelalte anunțuri. Pace vouă! Pace! Pace vouă! Pace! Pace vouă! Mă bucur Amin. Să fiu în seara aceasta lângă dumneavoastră și mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea asta să vă aduc un salut de la biserica din Melbourne, din Narre Warren, e o biserică baptistă și spre viitor, dacă e voia Domnului, poate îmi fac și aici un membru, dar asta e în planul lui Dumnezeu și numai cu El. Și versetul sau mesajul cu care vreau să duc e din Matei, capitolul 5, versetele 13 până la 16. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea este pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii ne prind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pune în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa se luminează și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deci, Amin. Rugăciunea mea pentru biserica asta și pentru biserica mea din Narre Warren, unde slujesc acolo, e să fim o lumină. O lumină o lumină aici și în timpurile grele, și în timpurile bune și să nu compromitem deloc. Și prin faptele noastre și prin vorbele noastre să oamenii din lume să vină să găsească pe Dumnezeu. Amin. Și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Amin. Mulțumim pentru salut, transmitem salutările bisericii noastre, bisericii din Australia și salutul bisericii noastre este Maranata, adică Domnul nostru vine, Domnul să îl binecuvânteze pe fratele Daniel, cât stă cu noi și la întoarcere în Australia. Amin. Apoi salutăm pe sora Lili Brumă, care vine din Ploiești, România, Domnul să o binecuvânteze. Sora Lili, vă rog să ridicați o soră din România, Domnul să o binecuvânteze și să aibă o ședere frumoasă aici împreună cu noi. Amin. Apoi sora Estera Pop, sora de corp a fraților Pop, este cu noi în această seară. Domnul să vă binecuvânteze, sora Estera, bun venit din nou și să aveți o ședere frumoasă și binecuvântată împreună cu familia. Este sora de corp a fratelui Ilie, fratelui Florin, a surorii Lucica Talpeș și nu știu dacă mai sunt careva să nu le uit numele. Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Amin. Apoi împreună cu noi este și fratele Albert Polocoșel, care vine din Springfield, Missouri. Domnul să te binecuvânteze, Albert, rog să te ridici. Dacă vă amintiți de fratele de familia Polocoșel, fratele Radu și sora Stella, i-au fost de mai multe ori la noi. El, de data aceasta, ne vizitează. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Apoi am văzut că sunt împreună cu noi mai multe familii, mai mulți frați de la Biserica Baptistă. Domnul să vă binecuvinteze și să vă bucurați, să vă simțiți bine cu noi. Și ori de câte ori aveți ocazia, ne bucurăm să fiți cu noi și să ne bucurăm împreună. Amin. Haideți acum să ne ridicăm, să cântăm pentru slava Domnului, împreună cu grupul de laudă și în timpul acestei cântări să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Amin.
invităm să reocupați locurile, ascultăm spre slava Domnului pe fratele Isaac, care va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi sora Tabita Purcaru va lăuda pe Domnul cu o cântare și cuvântul Domnului va fi vestit de fratele Dan Căta, Domnul să-l binecuvinteze, să-i dăruiască har și nou uric de auzit și Duhul Domnului să rămână cu noi toți. Amin. Amin. Mântuirea ta.
nădejde, privește doar la Iisus. Și la Iisus cu nădejde, pentru păcatul tău greu, vii la Iisus. Statornicii la sfârșit, să-ți pare.
Slăviți să fie Domnul! Vă invit cu toată dragostea să vă ridicați împreună cu mine înaintea Domnului, să-L onorăm pe Dumnezeu, să ascultăm cuvântul scump al lui Dumnezeu și în seara aceasta, pentru cei ce nu v-a fost greu să aduceți Scripturile, împreună haideți să deschidem la Evanghelia după Luca, la capitolul 19, un cuvânt foarte cunoscut, de la versetul 1 la versetul 10, cuvânt care Domnul a pus pe inima mea pentru seara aceasta și cuvânt care spune astfel: Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, și El este fiul lui Avraam, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu toată dragostea să vă reașezați. Fratele Vasile spunea să mă prezint eu în seara aceasta. Mă bucur să fiu din nou la dumneavoastră. Pentru unii deja cunoscut, este a 8-a oară când ajung aici. De fapt, de mai multe ori am ajuns dincolo, în seara cealaltă, la rugăciune. Dar oricum, în biserica dumneavoastră este pentru a 8-a oară. Și mă bucur că după 3 ani și jumătate să pot fi din nou împreună aici, la părtășie cu dumneavoastră, și să zic: Doamne, fii slăvit pentru harul care mi l-ai dăruit. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Salutări scumpe și sfinte vă aduc din România, de la frații, surorile cu care am avut părtășie acolo, cele 6 biserici în care slujesc. Înainte de a pleca, am întâlnit câțiva frați scumpi care au petrecut mulți ani de zile pe aici. Un frate în vârstă care, prin anii 90, a venit mulți ani pe aici, fratele Traian Dobrei de la Dobra, și îmi spunea: dacă ajungi acolo, transmite salutări. Poate că dintre cei care sunt mai în vârstă, mai sunt pe acolo și își aduc aminte de mine. Apoi fratele Ghiță Muntean, care de asemenea ani de zile a venit pe aici, mi-a spus să vă salut și mi-a și specificat Psalmul 34 cu versetul 8. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! O să trec la cuvântul lui Dumnezeu, dar înainte de a predica cuvântul lui Dumnezeu, vreau să recit o poezie. Și dintre multele poezii care le-am învățat în ultima vreme, una îmi este tare dragă. Se leagă pe undeva cu cuvântul din seara aceasta, un cuvânt care este cunoscut de noi toți. Cine n-a auzit de Zacheu, este o cântare în care o cântă cei mici. Zacheu era un om micuț ca mine. Îmi place și mine cântarea aceasta, chiar dacă sunt un om mare. Și sincer vă spun că mi-aș dori pe toți să ne cheme Zacheu. O să vă întreb la momentul potrivit ce înseamnă Zacheu. Și dacă mă rog pentru ceva în seara aceasta, mă rog cuvântul lui Dumnezeu să rămână în inimile noastre. Amin. Dacă aș întreba ce am predicat ultimile dăți când am fost aici, posibil că ar fi unii care poate și aduc aminte, dar poate cei mai mulți nu își mai aduc aminte. Eu mă rog ca cuvântul lui Dumnezeu să rămână plantat, sădit în inimile noastre și noi vom fi aceia care vom fi câștigați, slăviți să fie Domnul. Imaginați-vă că aici, la învonul acesta, în stânga, am avea pâine de la Gabaon și aici, în dreapta, am avea pâine de la Nob. Și acum, vreau să vă imaginați că toți cei care suntem aici acasă, în momentul acesta, n-am avea niciunul pâine.
Am putea rezolva problema plecând de aici acasă, oprindu-ne, dacă mai găsim magazine deschise, dar, având aici pâine, fiecare dintre noi ar trebui să alegem. Ni se oferă harul acesta. Și aici este pâine de la Gabaon. Vă duceți aminte de pâinea de la Gabaon? Uscată și mucegăită. Așa i-au înșelat pe izraeliți, pe Iosua, venind, spunând că-s de la mare depărtare și au avut cu ei în desaj pâine uscată și mucegăită. Dacă ar fi numai uscată, am mai zice cumva că am putea să o folosim. Nu? Am băgat-o în apă, am muia-o, am încălzit-o la cuptor, nu știu. Dar sigur, ar putea să ne fie de folos. Dar și mucegăită? În partea dreaptă aș vrea să vă imaginați că este pâine de la Nob. Vă aduceți aminte că împăratul David, omul lui Dumnezeu, cu oamenii lui, hăituit de Saul, ajunge la Nob. Îl întâmpină preotul de acolo și David îi spune: măi, n-ai ceva de mâncare aici? Dă-mi câteva pâini. Și preotul îi spune: am pâine, dar nu orice fel de pâine. Am pâine deosebită, pâine sfințită, pâine care este închinată lui Dumnezeu, pusă înaintea lui Dumnezeu. Vă întreb în seara aceasta, din care parte ați luat pâine? Sigur că din dreapta, de la Nob, pâine bună. Pentru că vreau să vă spun, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos, pâinea vieții, a venit din ceruri aici pe pământ să moară pentru mine un păcătos, să moară pentru tine un păcătos, să facă din mine pâinea stricată și mucegăită, să facă pâine bună, slăvit să fie numele Lui. Și spune Pavel în Efeseni: voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre. Și acolo mai jos cuvântul, în capitolul 2 din Efeseni, spune: dar Dumnezeu v-a adus la viață prin Hristos. Măriți să fie numele Lui. Poezia care vreau să rociți se numește Pâine Bună. Vreau să vă dau o rețetă. Mă drept că surorile sunt cele care pregătesc pe acasă mâncarea. Și se mai face și pâine. Aici am văzut. Dar rețeta asta e bună pentru toți. Ca să faci o pâine bună, aromată și gustoasă, folosește în covată făina cea mai aleasă. 3 măsuri să pui: de pace, de iubire jertfitoare, îmbinate în unire cu o măsură de răbdare. Mai adaugă și blândețe, cât cuprinde bunătate, umilință, înțelepciune și apoi frământă-le pe toate. Nu uita apoi cuptorul. Pâinea bună a credinței nu se coace decât pusă în cuptorul suferinței. Când e gata rumenită, mai presară bucurie. Și apoi repede deschide ușa la bucătărie. Toți vecinii să cunoască și să vină împreună să mănânce și să spună: eh, aceasta-i pâine bună. Doamne, binecuvântă-ne pe toți în seara aceasta să fim pâine bună. Revenim la Zacheu. Știți dumneavoastră ce înseamnă Zacheu? Pentru că spuneam în seara aceasta că îmi doresc ca pe toți să ne cheme Zacheu. Și vreau să vă spun încă de la început că numele acestui om are o semnificație aparte. De fapt, evreii nu puneau și nu pun nume așa cum mulți dintre noi pun nume. Și mi-aduc și eu aminte că am slujit în multe țări și am fost la acte de binecuvântare și mai erau și copiii cu mine și am fost pus în situația să pronunț nume și nu știam să-l pronunț. L-am pronunțat cum am gândit eu că ar fi bine și acasă m-au cotit copiii și au zis: mă, tată, da, nu trebuia să spui așa. Evreii nu puneau nume și nu pun nume la copiii lor la întâmplare. Și Zacheu avea un nume cu o semnificație deosebită. Sigur, numele lui nu era în concordanță cu trăirea lui, cu viața lui. Dar întâlnirea lui cu Hristos Domnul l-a făcut să fie numele acesta Zacheu în concordanță cu Domnul, cu trăirea lui. Zacheu înseamnă, are mai multe conotații numele acesta, Zacheu înseamnă pe de o parte curat. Când ne uităm la el, mai marele vameșilor, dușmanul de moarte al evreilor, socotit rădător
din neam, nu? Numai curat nu era. Apoi, o altă conotație a numelui acesta este drept. Ce ziceți? Numai drept nu era. Sigur că mulți dintre dumneavoastră ați trecut pe la vamă. Am experiență în direcția aceasta, anii 97-8, mergeam în Ungaria, treceam pe la vamă, cât am suferit acolo cu vame și oameni care căutau cât mai mult să stoarcă. Și numele acesta înseamnă drept. Și Zacheu numai drept nu era. Apoi, o altă conotanție care are numele acesta înseamnă în prezența lui Dumnezeu. Și el numai în prezența lui Dumnezeu nu era. Dragii mei, mesajul meu în seara aceasta care Domnul a pus pe inima mea este următorul. Ce să faci ca să ajungi în prezența lui Dumnezeu? Ca să ajungi o pâine bună, plăcută lui Dumnezeu. Cum citea fratele cuvântul, sare, lumina lumii. Ce trebuie să fac? Ce trebuie să faci ca să ajungi în prezența lui Dumnezeu? Și uitându-ne seara aceasta la acest om cu numele de Zacheu, găsim aici câțiva pași pe care noi trebuie să-i parcurgem dacă vrem să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Ascultați-mă, primul pas pe care îl face Zacheu. Și Domnul în seara aceasta ne îndeamnă și pe noi. Pentru că eu îmi doresc să fiu în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu nu sunt numai atunci când vin la casa lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu sunt oriunde m-aș afla. Fie că sunt în călătorie, fie că sunt acasă, fie că sunt la serviciu, fie că sunt în casa de rugăciune, sunt în prezența lui Dumnezeu. Dacă zic că l-am pe Domnul ca stăpân în viața mea, dacă zic că sunt un copil care sunt călăuzit de Dumnezeu, umplut de Duhul lui Dumnezeu, atunci nu pot face rabat spunând doar că vin la casa lui Dumnezeu, mă întâlnesc cu Dumnezeu și apoi plec de aici și El rămâne aici. Îmi spunea fratele Vurba într-una din cărțile lui, zice, noi în vremea aceasta am făcut temple de aur, case de rugăciune, una mai frumoasă ca alta. Și locurile acestea sunt închisori pentru Domnul. Venim aici marți, venim aici joi, venim duminică să ne întâlnim cu Domnul și când plecăm de aici, să rămână El aici, să nu meargă cu noi. Nu, nu. Toți dorim să fim în prezența lui Dumnezeu pentru că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Fără de El, spune cuvântul, despărțiți de mine, spunea Domnul Iisus Hristos, nu puteți face nimic. Ce a făcut Zacheu? De a ajuns în prezența lui Dumnezeu. Și astfel numele lui să fie în concordanță cu ceea ce era, cu ceea ce spunea. Primul pas pe care l-a făcut Zacheu și Doamne ajută-ne și pe noi să-l facem. Ascultați, spune cuvântul. Un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, versetul 3 spune, căuta să vadă care este Iisus. Primul pas care trebuie să-l facem să ajungem în prezența lui Dumnezeu este pasul dorinței, frați și surori. Să ai inima ta dorință, omul acesta căuta să-l vadă pe Domnul. Sunt convins că acolo la vamă, sigur, situațiile în vremea aceea nu sunt așa cum sunt la noi aici, că acum poți să ai convorbire cu cel drag la un simplu clic. Atâtea aplicații, atâtea metode de a vorbi. Atunci nu era așa, atunci era doar din gură în gură. Și sunt convins că pe la vamă, pe la el, au trecut informații. El a auzit despre Iisus, a auzit că în Israel este unul care face minuni mari. A auzit că este unul care vindecă, unul care învie morții, unul care satură oamenii. Și sigur că în inima lui s-a născut această dorință. Dorință bună, zic eu. Și Doamne, pune noi și în noi în seara aceasta astfel de dorințe. Dorința după prezența lui Dumnezeu. Dorința după părtășia în casa lui Dumnezeu. Aveți ca motto pentru, știu eu, duminica aceasta sau săptămână, cum aveți, acele versete care au fost citite din Evrei 10, 24, 25, acolo spune cuvântul, să nu părăsiți adunarea cum au unii obicei. Noi trebuie să avem în viața noastră dorință după părtășie. Doamne, ajută-ne! Omul acesta căuta să vadă care este Iisus, căuta să-L vadă pe Domnul, să-L cunoască pe Domnul. O dorință bună. Și mă gândesc la un exemplu frumos din Scriptură, pentru că vreau să vă spun, sunt și dorințe care nu sunt bune. Dorințe care trebuie să le lepădăm, să le scoatem de la noi, dar una care mie îmi place tare mult, spune omului Dumnezeu, împăratul David,
În Psalmul 27, versetul 4, spunea el: un lucru cer de la Domnul și îl doresc nu oricum, arde înăuntrul meu, îl doresc fierbinte. Spunea el: aș vrea să locuiesc o duminică. Din când în când, nu? Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să mă bucur, să văd măreția Lui. Ce dorință deosebită! O dorință extraordinară. Vrem să fim binecuvântați, vrem să ajungem în prezența lui Dumnezeu, trebuie să fie în inima noastră dorință. Este primul pas. De aici pornește totul. Dacă n-ai dorință, dacă nu te împinge ceva din lăuntrul tău, rămâi pe loc, rămâi acasă. Spui: o pot să văd și pe internet, o pot să mă rog și acasă, pot să fac și departe fiind de casa lui Dumnezeu. Nu. Oriunde ai fi, în casa lui Dumnezeu nu există. De aceea te îndemn în seara aceasta să ai în inima ta această dorință de a veni în casa lui Dumnezeu, să te bucuri în prezența lui Dumnezeu cu frații, cu surorile, mulți, puțini, cât sunt. De fapt, nu e important numărul. E importantă inima cu care venim aici. O, Doamne, binecuvântă-ne! Amin. Sunt și dorințe care nu sunt bune. Sigur, dacă mă mai gândesc la o dorință bună, care aș vrea să fie în viața noastră, mă gândesc la dorința pe care a avut-o Elisei. Vă aduceți aminte când era alături de Ilie și Ilie tot i-a spus: mă, dar rămâi aici, că eu am ceva treabă, mă duc acolo. Și Elisei spunea: nu, vreau să vin cu tine. Și în momentul în care Ilie simțea că Domnul trimite după el carul de foc, lansează o ofertă pentru Elisei și spune: Elisei, ai vreo dorință? Cere ce vrei să-ți dau. Și mă gândesc la Elisei, ce dorință extraordinară a avut. L-a urmărit pe Ilie îndeaproape, slujirea lui, lucrarea lui, cum l-a folosit Dumnezeu. Și spus el: vreau să vin o îndoită măsură din Duhul tău, din puterea lui Dumnezeu care este peste tine, să vină peste mine. O dorință frumoasă. O, Doamne, lasă și peste noi putere în seara aceasta. Amin. Sunt și dorințe care nu sunt bune, Doamne, păzește-ne de ele. Și mă gândesc în sensul acesta la una dintre ele. Igor, o să dau chiar două exemple, dar una dintre ele este aceea dorință arătată de cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 8, când Dumnezeu lucra cu putere în Samaria, când oamenii se întorceau la Dumnezeu și printre ei a fost și unul care s-a botezat cu numele de Simon. Un om care a trecut doar prin apa botezului, a fost pentru el doar o simplă îmbăiere. Nu putem vorbi de o naștere din nou, nu putem vorbi de o întoarcere reală a lui la Dumnezeu, nu. O simplă baie. Și omul acesta, când ajunge în contact cu lucrarea lui Dumnezeu, când îl vede pe Petru, când îl vede pe Ioan, cum îi folosește Dumnezeu, își puneau mâinile peste cei care au crezut acolo în Samaria și erau botezați de Duhul Sfânt, a venit și el cu o dorință și a spus: auziți, am și eu o dorință. Și nu-i problemă cât costă, plătesc oricât, vreau și eu puterea asta lui Dumnezeu. Apostolul Petru, omul în care era Dumnezeu, se uită la el și îi spune: dorința ta nu-i bună. Banii să piară împreună cu tine, inima ta e plină de fiere amară. O, Doamne, păzăște-ne de astfel de dorințe. Mă gândesc la un alt exemplu, exemplul ucenicilor. Așteptau să stea împărtășie cu Domnul la masă, la cină, și apare între ei o ceartă: care să fie cel mai mare? A venit peste ei Duhul acesta de înălțare, care să fie pe primul loc, care să fie de-a dreapta, care să fie de-a stânga Domnului Iisus Hristos. Și Domnul vine și le spune: oameni buni, dorința voastră nu e bună. Cine se înalță de la el va fi smerit, dar acela care se zmerește va fi înălțat, căci Dumnezeu dă har celor care se smeresc, slăvit să fie Domnul. Păzăște-ne, Doamne, de dorințe rele și pune noi dorințe bune. Această dorință care a avut-o Zacheu, să-L vadă pe Domnul, să fie și în viața noastră. Să dorim părtășia cu Domnul, să dorim prezența lui Dumnezeu. O, Doamne, binecuvântă-ne! Amin. Ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu, primul pas, dorința. Al doilea pas, perseverența. Nu-i de ajuns doar să ai în inima ta dorință și să te oprești acolo. Trebuie să pornești la drum. Trebuie să te lupți, să dai din coate, trebuie să perseverezi, trebuie să nu te lași. Că dacă ai rămas doar la faza de intenție bună, vreau să spun, dragul meu, drumul spre iad este pavat cu intenții bune.
Nu rămâne doar la acea, la acel pas, la acea fază, că am dorință în mine și tu te-ai oprit pe loc acolo, de acolo nu te mișcă nimeni. Nu, nu. Al doilea pas este perseverența, pornește la drum. Și îmi place tare mult, spune cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta nu putea să-L vadă pe Iisus, avea dorința în inima lui, dar nu putea să-L vadă din pricina norodului. Și spune cuvântul, un detaliu aici, căci era mic de statură. Să zic, pe undeva un motiv din partea lui, dar mai era și un alt motiv. Vreau să vă spun că lui Zacheu îi displăcea să intre în mijlocul norodului. Cum v-am spus, era urât, era socotit rădător și erau acolo între evrei unii numiți zeloți, sicari, o partidă a oamenilor care se luptau pentru neamul lor. Și aia vizau pe oameni ca și Zacheu și lui Zacheu era frică să intre în mijlocul norodului. Se gândea el, poate cineva aici pe la spate mă înjunghie. Și atunci omul acesta, pentru el n-a fost o problemă. Situația aceasta, că norodul îl împiedica să-L vadă pe Domn, nu s-a oprit acolo, putea să spună, stau liniștit acasă, poporul e mult la număr, nu pot să-L văd pe Domnul și bat în retragere. Nu, nu, îmi place că omul acesta perseverează. Și vreau să înțelegem, dragii mei, dacă vrem să fim binecuvântați, să ajungem în prezența lui Dumnezeu, trebuie perseverență. Perseverență. Fără luptă, nu-i cu nună. Mi-aduc aminte de Spurgeon la un moment dat. Punea o întrebare studenților lui. Întrebarea suna cam în felul următor. Cum a ajuns melcul pe corabia lui Noe? Știți ce răspuns s-a dat la întrebarea aceasta? Încet și cu perseverență. Pentru că melcul a ajuns și el să fie salvat de potop. Și sigur că el a plecat din timp. Leopardul a fi plecat în ziua aia, de unde a fi fost. Făcea 100 de kilometri la oră când fugea. Sau alte animale. Dar melcul a plecat din timp, a perseverat. La asta ne cheamă Domnul. Să fim oameni perseveratori, să nu ne dăm bătut, să nu dăm înapoi. Amin. Să înaintăm. Fie că înaintăm mai tare, fie că înaintăm mai încet, este foarte important să mergem înainte. Doamne, ajută-ne! Mi-aduc aminte de cuvintele pe care le-a rostit Martin Luther King, omul acesta care a dus o așa de mare luptă aici în Statele Unite. Spunea la un moment dat, și au rămas cuvintele acestea în istorie, dacă nu poți zbura, fugi. Dacă nu poți să fugi, mergi. Dacă nu poți să mergi, târăște-te pe jos, dar nu te lăsa până n-ajungi la capăt. Haideți să ne cercetăm în seara aceasta, să vedem noi cum suntem. Sigur că mulți sunt plecați de aici, mă uit la atâtea locuri goale. Dar cei care nu sunt plecați, unde sunt? Dragii mei, confortul, binecuvântarea pământească care vine peste noi, este foarte periculoasă. Așa de ușor ne leagă. Și cum spuneam, ne duce în starea aceea să stăm liniștiți acasă, că e bine și acolo. Și de ce să mă duc la casa lui Dumnezeu? De ce să mă silesc să ajung acolo? O, Domnul să aibă milă de noi. Să ne ajute să fim oameni care să perseverăm. Zilele acestea, citeam într-o aplicație, o meditație zilnică și tare mult mi-a plăcut. Meditația aceasta spunea despre Hillary Edmund. A fost omul care în 1953 a cucerit cel mai înalt vârf din lumea aceasta, Everestul. A avut și o încercare în 1952 de a ieșuat. Și pentru el lucrul acesta a fost faliment total, suferea în inima lui. Și a fost chemat undeva la o întâlnire cu alți care erau pasionați de munte și i s-a dat cuvântul să vorbească. Și toți au aplaudat știindu-l că a fost un om care a încercat să cucerească Everestul, dar el era zdrobit în inima lui. Și spunea întâmplarea că omul acesta s-a dus undeva unde era o poză a muntelui Everest, a ridicat pumnul spre munte și a spus, Everestule, tu ai crescut cât ai avut de crescut și nu mai crești, dar eu am să cresc în fiecare zi și într-o bună zi voi persevera și te voi câștiga, te voi birui. Și la un an de zile, în 1953, a cucerit Everestul. Ce exemplu frumos! Pentru ce, frați și surori, s-a luptat? Pentru o cunună care și-a pierdut valoarea. Poate mulți nici nu știu cine a fost omul acesta, nici n-au auzit de el. Și noi, care avem înaintea noastră cununile lui Dumnezeu, cununa slavei, cununa neprihănirii, cununi pregătite de Domnul în ceruri, un loc pregătit de Domnul în ceruri, să stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Doamne, ai milă de noi! Ai milă, Doamne, de noi!
Ne cheamă Domnul să fim oameni care să perseverăm. Și vă vorbeam aici marți despre Ilie. Are mult îmi place exemplul acesta. Dacă cu ceva vreme în urmă s-a rugat foarte scurt la subiect și Dumnezeu a coborât foc din cer la rugăciunea lui, îl găsim că la ceva vreme iarăși se roagă. Iarăși se roagă. Și Dumnezeu nu mai lucrează cum a lucrat cu ceva vreme în urmă pe muntele Carmel. Și se roagă Ilie odată, și se roagă de două ori, se roagă de trei ori. Știți cum se numește asta? Stăruință. Se numește perseverență. Un om care nu s-a dat bătut, trimitea pe slujitorul lui, du-te și uite-te acolo la Marea Mediterană, să vede ceva care să se ridice în aer. Nimic. A cincea oară, a șasea oară, nu s-a întâmplat nimic. Așa mult îmi place, spune Iacov, despre omul acesta, spune Ilie, a fost un om supus a celorași slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat. A perseverat. Doamne, dă-ne putere să nu ne dăm bătuți. S-a rugat cu credință, s-a rugat până când s-a întâmplat ceva. Când a văzut că norul acela mic se ridică din mare, a știut că Dumnezeu este acela care nu lasă să fie dat de rușine. O, mă rog ca Dumnezeu să ne mărească și nouă credința. Atâtea bilete care, atâtea cauze pentru care ne rugăm, poate unele de atâta vreme. Vreau să vă spun, nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea. Spuneam fraților de dimineață, în urmă cu 3 ani, după ce am venit aici la dumneavoastră în martie, în septembrie am avut una dintre cele mai mari bucurii pe care poate să le aibă un slujitor. Știți care este bucuria aceasta? Să intri în apa botezului și la dreapta să-ți fie tatăl și la stânga să-ți fie mama. Să-i mărturisești și apoi să îi cufunzi în apa botezului, să încheie legământ cu Dumnezeu. Este extraordinar. În 18 septembrie am avut harul acesta și vreau să vă spun, 20 și mai bine de ani, împreună cu soția, ne-am rugat pentru ei. În fiecare zi am adus înaintea Domnului și vreau să vă spun, perseverați în rugăciune. Chiar dacă acum nu se vede niciun nor la mare, vine ziua când Dumnezeu își întinde mâna și zice psalmistul, când El își întinde mâna, tot ce are suflare, tot ce are viață, primește binecuvântarea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Vă mai dau un exemplu în direcția aceasta, tare mult îmi place. Am citit despre un om, numele lui este Jim Ward. Omul acesta la 67 de ani, în vârsta pe care o are tatăl meu, 67 de ani, s-a apucat de sport. În orice fel de sport, poate tinerii știu ce înseamnă triatlon. Este o competiție formată din 3 probe, 4 kilometri de not în ocean, ieși la mal, iei bicicleta și mai știu exact 150 de kilometri pedalezi, lași bicicleta și apoi mai fugi încă nu știu câți zeci de kilometri, vreo 30 de kilometri. Toată competiția asta, toată proba ține vreo 17 ore. Și omul acesta la 67 de ani s-a apucat de sport și și-a dorit să ajungă cel mai tare, sigur, la categoria lui de vârstă. Pentru 10 ani, la competiția numită Iron Man, omul de fier, a fost pe primul loc, a murit la 83 de ani, avea o deviză. Și de multe ori am folosit-o și eu. El spunea așa, eu nu mă las, nu mă dau bătut, orice ar fi, nu mă dau bătut. O, Doamne, dă-ne și nouă putere. Orice probleme vine peste noi, orice situație ne copleșește, să nu ne dăm bătut, să nu dăm înapoi, să perseverăm, să înaintăm, orice preț am plătit, până când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Al treilea pas. Ca să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Să ai dorință și nu-i de ajuns, că dacă te-ai oprit doar acolo, n-ai rezolvat nimic, doar o intenție bună, să pornești la drum, să perseverezi. Și al treilea pas este efort. Pasul efortului. Pornești la drum, dar nu te dai bătut, indiferent de prețul care îl plătești. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4, că omul acesta, cu numele de Zacheu, văzând că norodul îl împiedică să-l vadă pe Domnul, este aici un cuvânt care e scris pentru noi și aș vrea să-l punem la inimă, spune, a alergat înainte. N-a contat pentru el efortul care îl depune. Prețul care îl plătește, să ajungă acolo în dudul acela, să stea acolo între ramurile lui și când va trece Domnul, să aibă dorința împlinită. Vrem să fim binecuvântați, să ajungem în prezența lui Dumnezeu, trebuie să depunem efort. Și predicam în România, nu e cazul la dumneavoastră, dumneavoastră aveți aici mașini cu care vă deplasați.
Pentru că, sigur, locuințele noastre sunt departe de locul acesta de închinare. Dar predicam la frați, la surori în România, când unii care au casa chiar lângă casa de închinare. Nu e un moment bun, iei o piatră și o arunci cu mâna. La un pas de loc ești de casa lui Dumnezeu și de multe ori nu depui efort să vii să te întâlnești cu Dumnezeu. Să stai în părtășie cu El. Și omul acesta aleargă, omul acesta își depune efort, nu s-a dă bătut. Și dacă este un exemplu în Scriptură care aș vrea să luăm la inimă, frați și surori, să nu uităm că poate exemplul acesta în ziua judecății, Dumnezeu îl va scoate în evidență. Spune Scriptura că un om a venit de la mare depărtare, 1500 de kilometri și în jur de aproape 1000 de maile, tocmai din Etiopia. Nu era avion, nu era Mercedes, nu era tren de mare viteză, nu era tehnologia de care noi acum dispunem. Omul acesta a călătorit săptămâni de zile, poate luni, de acolo, din Etiopia, un om cu vază, un om cu putere, ministru de finanță, mai marele, visteriilor, împărătesei Candacea etiopienilor, un om care vine tocmai la Ierusalim. Pentru ce? Să se închine lui Dumnezeu. Un om care depune efort să vină în prezența lui Dumnezeu. Așa de mult îmi place exemplul acesta. Și noi la o palmă de loc. Și dacă cumva mai departe, nu-i problemă, că avem cu ce să venim. Și nu ne este greu. Nu depunem efort. O, Doamne, ai milă de noi. Și vrem binecuvântare, și vrem prezența lui Dumnezeu în casele noastre, în viețile noastre. Dar efort? Cât se poate de puțin. Ce ziceți dumneavoastră dacă am doza efortul căutării noastre de Dumnezeu așa cum dozăm efortul în direcția a lucra pentru noi? Să compensăm așa în balanță. Cât de mult ne ținim pentru cele pământești? Că ne trezim de dimineața și ne culcăm noaptea târziu ca să mâncăm o pâine câștigată cu durere, cu suferință. Și nu contează cât de mult alergăm, că poate mergem la kilometri mulți de depărtare. Și depunem efort mare, mare, în căldură afară. Și aici așa de frumoasă condiții. Scaune confortabile, nu, condition, tot ce vrei. Și ca să vii aici, mai greu. O, Doamne, ai milă de noi. Amin. În ziua judecății poate Domnul va spune: etiopianule, vino încoace. De unde ai venit? Tocmai de la 1500 de kilometri. Pentru ce ai venit la Ierusalim? Să mă închin lui Dumnezeu. Să mă închin lui Dumnezeu. Și așa de mult îmi place că Dumnezeu este acela care răsplătește efortul, frați și surori. Dumnezeu din ceruri a fost mișcat de rugăciunea famenului. Rugăciunea aceea, nu știu cum s-a rugat, nu știu cum s-a închinat, nu știu ce-a făcut omul acesta la Ierusalim, dar rugăciunea lui, închinarea lui, l-a mișcat pe Dumnezeu din ceruri. Și Dumnezeu din ceruri mișcă îngerul. Și îngerul pune mișcare pe Filip și spune: du-te pe drumul acela pustiu care se coboară spre Gaza. Am acolo pe unul care trebuie să-l ajungi să-i vorbești. Extraordinar. Dumnezeu nu se lasă să fie dator niciodată. Când vede efortul nostru, El răsplătește. Mărit să fie numele Lui. De aceea, dragii mei, merită orice efort. Orice efort. Vrem binecuvântare? Să avem dorință. Vrem binecuvântare? Să ajungem în prezența Domnului? Haideți să perseverăm, să nu ne dăm bătuți. Vrem binecuvântare? Păi hai să punem și umărul. Efort. A alergat înainte, spune cuvântul. Apoi, al patrulea pas care omul acesta l-a făcut, a înțeles, dragii mei, că acea chemare pe care Domnul o face este urgentă. Că Domnul a ajuns cu alaiul acolo pe drumul acela, a ajuns tocmai în dreptul dudului și spune cuvântul că Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus. El cunoaște totul. Aleluia! Amin. Totul, zice Biblia, este gol și descoperit înaintea ochilor lui. Nici o făptură nu poate să fie ascunsă. Și s-a oprit acolo și și-a ridicat ochii și a zis: Zacheie, locul tău nu e aici. Nu, nu, dă-te jos, de grabă, urgent. Vreau să intru în casa ta. Și Zacheu a înțeles că această chemare pe care Domnul le-o face nu suportă amânare. Nu a spus Zacheu: Doamne, dar tu vezi-ți de drumul tău și poate cu o altă ocazie. Poate cu o altă ocazie voi lua și seama. Nu uitați că Domnul mergea spre Ierusalim. Era ultimul drum pe care Domnul făcea pe acolo, prin Ierihon. Ce trist este că în călătoria aceasta pe care o face Domnul, se întâlnește și cu un altul, cu un tânăr, cu un fruntaș,
care aleargă în prezența lui Dumnezeu, care cade la picioarele lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, care spune: Doamne, ce să fac ca să fiu mântuit? Și când Domnul îi spune ce trebuie să facă, dă în retragere, bate înapoi pasul. O, prea greu. A plecat, zice cuvântul, întristat de tot. Amărât. Când i-a spus Domnul: vin de tot ce ai, împarte la bolnav și apoi vino și urmează-mă. A fost pentru el, am predicat aici când au fost dățile trecute, o ultimă șansă, pierdută sau câștigată, dacă mai aduceți aminte. E pentru Zacheu, chemarea pe care Domnul le-a făcut-o. El a înțeles că este una urgentă. Și spune Biblia că el s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Și îmi place tare mult că în drumul acesta pe care Domnul face spre Ierusalim, și se vorbea în seara aceasta, a mai fost unul care a înțeles că pentru el este șansa, ultima șansă să se apropie de Domnul, și acesta este Bartimeu. Știți ce înseamnă Bartimeu? În traducere, numele acesta? Fiul tristeții. Asta înseamnă, fiul tristeții. Și au pus numele părinții, că s-a născut orb, sau era orb. Era trist. Și când a trecut Domnul pe acolo, a început să strige. A spus: asta e șansa mea. Și când Domnul i-a spus, că s-a oprit Domnul în loc și a spus către ucenici: chemați-l să vină la mine. Chiar dacă unii certau, spuneau: lasă-l mă, stai aici, că aici e locul tău, la șanț. Cu haina cerșitoriei. Omul acesta a sărit, a lăsat haina și a fugit la Domnul. Asta a făcut și Zacheu. Vrei să fii binecuvântat? Vrei să ajungi în prezența lui Dumnezeu? Înțelege că în seara aceasta, chemarea pe care Domnul ți-o face, să spui viața în rânduială, chemarea pe care Domnul ți-o face să te apropii de El, să te pregătești că nu-i mult și El vine, este urgentă, dragii mei. Amin. Nu putem să o lăsăm pe mâine. În calendarul lui Dumnezeu nu există mâine. În calendarul diavolului, a satanei, există numai mâine. Numai mâine, el spune: lasă, nu azi, lasă mâine. Așa au spus faraon la Moise. Imaginați-vă că de atâtea ori mă gândesc la exemplul acesta. Imaginați-vă toată țara Egiptului plină de broaște. Broaște în toate casele. Broaște în paturi, se culcau noaptea pe broaște. Broaște pe masă, în postăvile lor, în farfuriile lor. Plină țara de broaște. Și Moise zice către faraon: faraon, când să mă rog ca Domnul să îndepărtez de urgia aceasta? Și știți ce zice faraon, care întruchipează pe cel rău? Pentru că asta vrea diavolul? Mâine. Încă o noapte cu broaștele? Încă o noapte cu broaștele? În calendarul lui Dumnezeu există numai astăzi, dragii mei. Așa a spus Domnul lui Zacheu: astăzi mântuirea lui Dumnezeu a intrat în casa aceasta. Așa a spus Domnul tânărului, tâlharului care era pe cruce: astăzi vei fi cu mine în rai, slăvit să fie Domnul. Și în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu spune: astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Nu sta nepăsător față de o mântuire așa de mare. Că nu mai este mult și vin să-mi iau mireasa. O, Doamne, dă-ne putere să înțelegem că această chemare pe care Tu ne-o faci este urgentă. Vrem binecuvântare, vrem să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Știți ce mai trebuie? Următorul pas: ascultare. Ascultare. Zice cuvântul Domnului că Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Știți ce înseamnă asta? Ascultare. Zacheu, dă-te jos. Dă-te jos. Zacheu n-a comentat. Zacheu n-a spus nimic, n-a negociat cu Domnul. Atunci, în clipa aceea, s-a dat jos în grabă și l-a primit în casa lui cu bucurie. Vrem să fim binecuvântați, dragii mei. Ni se cere să fim ascultători. Ascultarea face mai mult decât jertfele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să fim ascultători, dar nu ascultători uituci. Să fim ascultători și împlinitori, Doamne ajută-ne! Amin. Ultimul lucru care vreau să spun în seara aceasta, ca să fii binecuvântat și să ajungi în prezența lui Dumnezeu, ne arată aici cuvântul lui Dumnezeu că Zacheu a mai făcut ceva. Ceva care ni se cere nouă într-un mod deosebit din partea Domnului în vremea aceasta, în vremurile în care noi trăim. Spune cuvântul Domnului așa: Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: Doamne, mă pocăiesc. Până acum am fost un ticălos, până acum am fost un mizerabil. Doamne, stau înaintea Ta și jumătate din avuția mea, jumătate o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva și, pe câți nu năpăstuise el, dau înapoi împătrit. Ce înseamnă asta? Pocăință. A reparat tot ceea ce stricase până acolo. Vrem să fim binecuvântați, dragii mei?
Vrem să ajungem în prezența lui Dumnezeu? Nu se poate fără pocăință. Nu se poate. Zacheu s-a pocăit de păcatele lui, de mizeriile lui. Și lucrul acesta a fost plăcut Domnului. Zice Domnul, chiar dacă au fost discuții acolo, unii au comentat și au zis, păi la omul ăsta păcătos să duce să găzduiască, să stea la masă cu el, nu se poate așa ceva. Domnul când a văzut atitudinea pe care a avut-o Zacheu, a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta pentru că și el este fiul lui Avraam, mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu în această vreme la pocăință. Dacă aș vrea să dau câteva exemple în vremea aceasta, din Scriptură, în direcția aceasta, îmi place așa de mult exemplul acela din cartea profetului Isaia. Citiți cuvântul Domnului, până la capitolul 6, Isaia avea poziția aceasta mâine. Vai de, vai de, nu așa, acuza și dădea cu degetul. Știți că atunci când acuzi pe cineva și arăți un deget către el, trei te acuză pe tine. Nu ești mai bun. Cu nimic nu ești mai bun. E, se întâmplă ceva, că în momentul în care Isaia ajunge în prezența lui Dumnezeu, în momentul în care Isaia vede măreția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, îngerii, serafimii, heruvimii, care cântau, care strigau, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, știți ce se întâmplă? Vine pocăința peste el. Dacă până atunci a spus vai de alții, în momentul acela citiți în capitolul 6 din Isaia, spune vai de mine, începe să tremure. Sunt un om păcătos, locuiesc în mijlocul lui neam păcătos cu buze necurate și mă pocăiesc că nu stau bine înaintea lui Dumnezeu. O, Doamne, dă-ne putere să ne pocăim în vremea aceasta. Și apoi un alt cuvânt care îmi place din Scriptură în direcția aceasta este cuvântul care ne-l arată pe Iov. Câtă vreme a stat cu prietenii lui și au discutat ore întregi, zile în șir și a căutat Iov să se disculpe, să își arată nevinovăția și în momentul în care a stat față în față cu Dumnezeu, știți ce spune el? Doamne, până acum doar urechea mea a auzit despre tine. Până acum doar ochiul meu își imagina cumva despre tine, cum ai fi. Dar acum te văd, dar acum te aud în persoană și mă pocăiesc în sac. De ce nu și? O, Doamne, binecuvântă-ne! Dragii mei, ca și concluzie în seara aceasta, mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze și cuvintele care sunt scrise aici în versetul 9 să se aplice în dreptul tuturora. Astăzi, nu mâine. Asta îmi doresc. Astăzi, nu mâine. Să fim binecuvântați de Dumnezeu. Astăzi, nu mâine, să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu să fie în viața noastră tuturora, în casele noastre. Și așa cum a fost binecuvântat Zacheu, să fim și noi binecuvântați. Nu uitați, omul acesta a avut o dorință, o dorință bună și n-a rămas doar la faza de dorință. Pentru că intenția bună, dacă nu-i pusă în practică, n-are valoare. Omul acesta a perseverat, nu s-a dat bătut. Indiferent de piedicile care erau în calea lui, omul acesta a spus, merg înainte orice preț aș plăti. Omul acesta a depus efort și niciun efort nu-i prea mare. Să-l depunem pentru Domnul, știți de ce? Pentru că Domnul a dat totul pentru noi. A dat pe singurul lui Fiu. A părăsit slava cerului și a venit aici în lumea aceasta mizeră, de mocirlă, de păcat, să mă mântuiască, să te mântuiască. Atunci, dragul meu, nu sta nepăsător, nu sta inconfortabil, ci depune efort. Apoi, ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu, să înțelegem că acea chemare pe care Domnul ne-o face astăzi nu suportă amânare, este urgentă, astăzi, nu mâine. Și apoi, Doamne, dă-ne putere să ascultăm. Și apoi ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Să fim pâine bună. Asta îmi doresc. Mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Dacă va rândui Domnul să ne mai întâlnim, acum, sigur, vreo câteva zile voi mai sta pe aici. Rugați-vă pentru că îmi stă înainte un drum foarte, foarte lung, multe călătorii în țara aceasta. Dar dacă nu ne vom mai întâlni aici, îmi doresc să ne întâlnim cu toții. Cum spuneam fraților de dimineață, nici o unghie să nu rămână în Egipt. Toți cei dragi ai noștri să ne putem întâlni în locul acela pe care Domnul s-a dus să-l pregătească pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin. Frați și surori, mulțumim Domnului pentru cuvântul cu care ne-a binecuvântat Domnul în această seară. Noi localnicii ne întâlnim prima dată în casa Domnului, marți, începând cu ora 8,
la timpul de rugăciune. Probabil că fratele Dan va fi și cu noi. Sunteți marți cu noi? Cred că fratele Dan va fi cu noi. Marți seara a fost și marțea trecută. Domnul a fi binecuvântat și ne-a vorbit prin el și marți și în seara aceasta și dorim ca Domnul să îl binecuvinteze și să îl folosească în continuare și aici și în alte părți pe unde Domnul va duce. Amin. Mulțumim tuturor fraților care ați fost cu noi în această seară din Australia, din România, din alte biserici. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dăruiască o săptămână binecuvântată. Haideți acum să ne ridicăm înaintea Domnului, să mulțumim Domnului pentru această seară. Așa cum spuneam, nu uitați, noi avem slujbă săptămâna în care am intrat, marți, începând cu ora 8, joi, începând cu ora 8 și, bineînțeles, tineri, vineri seara și apoi duminica viitoare la slujba de dimineață, cu ajutorul Domnului și cu îngăduința Lui, dacă trăim, vom avea slujba binecuvântată a cinei Domnului. Domnul să ne ajute să ne pregătim și pentru această lucrare. Amin. Așa cum stăm cu toții, mulțumim Domnului pentru această seară. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta și Te binecuvântăm, Te slăvim și Te lăudăm. Glorificăm numele Tău și Te slăvim pe Tine, Doamne, pentru harul Tău, pentru îndurarea Ta, pentru iubirea Ta și pentru harul care ne-ai dăruit, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul care ne-ai ascultat rugăciunile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ai luat în vedere cauzele pe care am adus înaintea Ta. Îți mulțumim că ai primit, Doamne, jertfa de laudă a buzelor noastre. Te slăvim și îți mulțumim și pentru cuvântul care ne-ai dăruit. Te binecuvânt și îți mulțumesc că m-ai îngăduit să pot sluji cu frații, să mă pot bucura împreună cu biserica Ta de aici, Doamne. O, Tată scump din cer, Te binecuvântăm, Doamne, Te slăvim, Te binecuvântăm și Te slăvim, Doamne, pentru harul Tău, pentru îndurarea Ta. Rugăm să binecuvintezi aceste clipe, Doamne, să fie mâna Ta peste noi. Îți lăudăm numele Tău și Te binecuvântăm, pentru că Tu ești Domnul nostru, Stăpânul nostru. Te rugăm să binecuvintezi clipele acestea și să fii cu noi, să rămâi cu noi la despărțire și să ne binecuvintezi. Lăudat să fie numele Tău și binecuvântat. Binecuvântă-ne și dă-ne putere, Doamne, fie harul Tău peste noi, fie îndurarea Ta peste noi, Doamne, fie numele Tău peste noi. Dorim prezența Ta și vrem să rămânem în prezența Ta. Și îndurarea Ta să fie peste noi, Doamne. Binecuvântarea Ta și numele Tău să fie peste noi și harul Tău să ne însoțească. Te lăudăm, Te binecuvântăm și Te slăvim în veci de veci. Amin. Înainte ca să ne despărțim, frații, de la ordine, fratele Sorin m-a anunțat că aici în parcare la noi este parcat de vreo două săptămâni un forklift. Nu știm cine l-a pus acolo, dacă cineva are informație în legătură cu această mașină care e pusă acolo, e vorba de un forklift care se ridică, care folosesc oamenii pentru a urca sus. Noi nu știm cine l-a pus acolo, deci cine l-a parcat acolo, cine l-a lăsat acolo, se ia legătura cu fratele Sorin, care este administratorul bisericii, să știm despre el, a cui este și ce este cu el acolo. Dacă cineva are informații, luați legătura cu fratele Sorin. Vă dorim o săptămână binecuvântată și ne vedem cu ajutorul Domnului marți. Cu pacea Domnului ne despărțim aici. Amin.